Pe durata stării de urgență, cadrele medicale nu mai pot demisiona. Trecem printr-un moment greu, iar cei care se află în prima linie în lupta cu virusul COVID-19 nu pot abandona. S-au făcut toate demersurile necesare pentru achiziționarea echipamentelor, astfel încât lipsa acestora să nu constituie un motiv în decizia de a demisiona. Personalul medical nu poate pleca nici în cazul în care nu sunt plătiți sau nu li se asigură echipament de protecție. Jur pe Apollo medicul și pe toți zeii și zeițele pe care îi iau ca martori că voi îndeplini acest jurământ și poruncile lui pe cât mă ajută forțele și rațiunea. Este jurământul pe care medicii îl depun și care nu le dă voie să abandoneze misiunea lor de a salva vieți. Cu toate acestea, în perioada pandemiei de coronavirus, multe cadre medicale au renunțat la halatul alb și au abandonat cariera de o viață. Pentru a evita o posibilă criză a personalului medical, a fost dat un ordin prin care medicii, asistentele, dar și infirmierii, mierele nu pot demisiona. Demisia era un gest de revoltă al medicilor, pentru că erau trimiși să lupte cu un virus foarte virulent, fără niciun fel de echipament de protecție. Dovadă că o mulțime din medicii și asistentele s-au îmbolnăvit. Sigur, dacă mă întrebați pe mine, gestul demisiei nu mi se pare un gest normal. Deci nu e normal să demisionezi, dar nici nu e normal să pleci fără echipamente corespunzătoare. Eu zic că atunci când vorbim de medicină, este cam cum spune atunci la ceremonia căsătoriei. Îl iei la bine și la rău. Personalul medical nu va putea fi totuși ținut cu forța. Dacă cineva își va da demisia și va invoca faptul că nu are echipament de protecție și va sta acasă, conform decretului, va fi o situație disciplinară, iar contractul de muncă îi va putea fi desfăcut pe temeiuri disciplinare. Dacă așa s-a hotărât, înseamnă s-a făcut o analiză serioasă și probabil că asta a fost soluția. Deși eu nu știu foarte mulți, chiar puțin doctori și-au depus demisia. Știu o doctoriță de la Orăștie și, mă rog, nu e un fenomen de masă, dar pleacă preventiv. Pentru că, după cum știți, în prima fază a acestei pandemii pe teritoriul României, multe spitale, sau foarte multe, n-au fost tocmai bine pregătite cu echipamente de protecție, iasă, cu tot ce trebuie pentru întâmpinarea acestui atac nemaipomenit al virusului. Și atunci, la un moment dat, dacă nu ai condițiile, mă rog, necesare, poți să-ți spui demisia. Personalul medical nu poate pleca nici în cazul în care nu sunt plătiți sau nu li se asigură echipament de protecție.